Dragi tineri, suntem la a treia sesiune. Eu mă așteptam să fim mai puțini acum și văd că v-ați mulțit. Înseamnă că voi chiar ați biruit. Vreau să vă întreb dacă totuși sunteți încă aici. Sunteți aici? De unde să știu că sunteți aici? Mă uit la picioare, sunteți aici, da? Acum toată energia noastră este în zona abdomenului. Se luptă cu prăjiturile, cu dulciurile care le-am avut și foarte greu să stai să te concentrezi, chiar dacă ți-ai adunat gândurile și vrei să fii, mă gândesc că luptați cu un duh de moleșală, un duh de oboseală, dar vă apreciez că nu ați lăsat asta să domine întâlnirea noastră, ci gândul de a lăuda pe Domnul, cum spune Psalmul 107, lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cine? Voi, toți cei răscumpărați de Domnul. Putem spune amin toți? O, sunteți aici, slavă Domnule! Bun, dragii mei, am vorbit în prima seară despre, ne-am testat dacă ne-am pierdut sau dacă ne păstrăm mărturia. În dimineața aceasta am vorbit despre cum arată un război pierdut, care sunt treptele acelea în care cădem în cap. Astăzi învățăm, în această seară, despre cum să ne păstrăm mărturia. Dacă am pierdut-o, cum o putem recupera? Dacă o avem, cum o putem păstra? Și vreau să ne uităm toți împreună în Cuvântul lui Dumnezeu, de aceea vă invit să ne ridicăm în picioare, ne dezmorțim și deschidem Scripturile la Psalmul 119, un psalm foarte cunoscut. Am auzit tineri care mărturiseau că erau pedepsiți să citească psalmul acesta și spuneam, mă punea tata să citesc, el adormea și eu încă eram la versetul 100 și ceva. Nu vreau să fie pentru nimeni o traumă, pentru că chiar dacă este cel mai lung pasaj, nu-l vom citi bineînțeles tot, vom citi doar 9 versete, în fiecare cuvânt, fiecare verset Dumnezeu are un mesaj pentru noi. Psalmul 119, de la versetul 9 până la versetul 10 și 11. Pagina cei care aveți traducerea Cornilescu, 623. Iată ce spune aici Cuvântul lui Dumnezeu. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abate la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ne uităm peste o pagină, versetul 63. Sunt prieten cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Amin. Vă invit să reocupați locurile, dragii mei. Acum ne vom lupta, pentru că suntem într-un război continuu și pentru mine este o încurajare că, deși ați văzut această temă, totuși nu v-ați descurajat, sunteți interesați, pentru că aceasta este prima condiție. Dacă vrei să-ți păstrezi mărturia, să-ți o recuperezi dacă e nevoie, prima condiție este să fii interesat de subiectul acesta. Să-ți dorești asta, să participi la o conferință care vorbește despre asta. Spune Cuvântul lui Dumnezeu aici o întrebare a cuiva. Cum aș putea, cum aș putea eu să-mi păstrez, să-mi țin curată cărarea mea? Cum aș putea să-mi păstrez curată tinerețea, mărturia mea? Primul lucru, prima condiție este aceasta, să-mi arat interesul, să-mi doresc, să pot să cunosc mai mult despre domeniul acesta. Și voi văd că îndepliniți această primă condiție. Repet, vă apreciez enorm de mult pentru că aveți interes în zona aceasta. Doamne, ce pot să fac în situația mea? Fie că mi-am pierdut-o, fie că încă o mai am, ce pot să o recuperez, să o păstrez? Trăim într-o vreme, dragii mei, în care tinerii, adolescenții, foarte greu acceptă că mai au nevoie de ceva îndreptat la viața lor. Sunt două perioade foarte critice în viață, adolescența și bătrânețea. Amândouă au în comun faptul că pretinzi că la aceste două etape în viață le știi pe toate. La adolescenți, domnule, nu acceptă să-i spui că el are nevoie să schimbe ceva, să îndrepte ceva. La un adolescent foarte greu acceptă
că trebuie să lucreze la un domeniu. Ai o problemă cu asta, ai o problemă cu asta. Lasă-mă, mamă, că știu eu. Lasă-mă, mamă, tată, ce știi tu, că ești de modă veche. Și la bătrânețe, de asemenea, aveți răbdare, veți ajunge la un moment. Păi, ok, atunci spuneam așa, dar n-aveam experiență. Acum am experiență. Acum chiar că le știu pe toate. Și avem și noi, poate, care ne ducem la vârsta aceea, ispita asta de a crede că... Și noi suntem un pic ofensat, noi mai în vârstă, dacă nu ne cere cineva sfatul. Am găsit în Scriptură, în Vechiul Testament, un pasaj în care un consilier s-a sinucis, s-a omorât, pentru că nu ia celor nimeni părerea. E foarte greu pentru noi, bătrânii, să nu ne întrebe nimeni nimic. Mai ales că avem pretenția că am ajuns la o vârstă în care le știm pe toate. Dragii mei, orice om al lui Dumnezeu va recunoaște că încă mai are mult de crescut. Cu cât vei cunoaște mai mult, vei da seama că cunoști atât de puțin totuși. Dar generația asta a voastră, a tinerilor, foarte greu acceptă cineva să-i spună ceva, să-l îndrepte. Mamă, lasă că voi pe vremea voastră nu știți, că voi ați trăit în era primară, voi sunteți cu gândire primitivă, voi, biserica e îngustă, părinții-s bătrâni, slujitorii nu înțeleg și tot asta le argumente că nu primim, foarte greu să primească tinerii de astăzi ceva corectare, foarte greu pentru voi. Adevărul că și noi greșim în felul în care vă abordăm de multe ori. În engleză este acest principiu foarte sănătos, connecting before correcting. Știți ce am spus în engleză? Spuneți voi în franceză. Așa. Conectează-te înainte de a corecta. Dacă îi spui la un și testați voi, de multe ori oamenii nu refuză obiecția pentru că i-ai spus adevărul. Noi de multe ori avem impresia asta, oh, nu suport adevărul. Nu suport. Ba da, suportă. Dar felul în care îl comunici nu suportă. Asta îi face pe oameni să ne respingă mesajul. De multe ori abordarea, felul în care tratăm. De multe ori ne uităm așa de sus la ei în jos și le spunem că au greșit. Poate este o greșeală care o facem noi deseori. Dar ca principiu, mai ales generația aceasta este foarte greu, foarte ofensat. Voi nu realizați că societatea vă dezvoltă ca niște victime mature. Te simți imediat ofensat, se uite cineva la tine, ai ceva cu mine, cineva a spus ceva, ai imediat, înseamnă că a făcut aluzie la mine. Am avut un mesaj despre relație toxice în biserica noastră. Și a trebuit să vorbesc cu cineva, după aceea m-a abordat, că ca și cum am făcut referire la ei, că i-am dedicație. Și trebuie să le arăt, frate Grigore, că mi-a făcut predica înainte de a avea discuția cu ei. Atât de sensibili suntem acum încât orice ni se pare ofensativ. Nu mai acceptăm cineva să ne spună ceva, să ne responsabilizeze. De aceea ne place situații în care nimeni să nu ne ceară nimic. Mai nou este conceptul acesta de biserici în Occident în care nu trebuie să te faci membru. Pentru că nimeni nu are voie să te responsabilizeze. E numai despre tine și Dumnezeu. Domnule, eu numai eu cu Dumnezeu. N-are nimeni autoritate peste viața mea să mă responsabilizeze, să-mi ceară socoteală de viața mea. Nu, și căutăm locuri, biserici în care nu ne se pretinde partea asta de a dea socoteală cuiva. Dacă se poate cât mai lejer, nimeni să nu știți vorba aia foarte cunoscut. It's my life. E viața mea, eu răspund despre ea, nimeni nu... dacă mi-ai pus întrebări, am plecat la alte biserică. Aici există un tânăr care acceptă. Cum aș putea? Învățați-mă! Eu nu le știu pe toate, am numai 18 ani, am 20, am 22 de ani. Învățați-mă, oameni buni, arătați-mi ce trebuie să fac, învățați-mă, deschideți în Scriptură, arătați-mi niște principii care să mă ajute. Nu, domnule, noi nu cerem ajutorul că nu le știm pe toate. Avem 16 ani, deja noi știm ce... Și, dragii mei, noi avem impresia că dacă avem acces la Google și acum la inteligența artificială, domnule, știm orice întrebare pui, îți răspunde. Noi nu realizăm că avem nevoie de o inteligență spirituală, duhovnicească, în primul rând. Mai ales în lupta aceasta, care nu este una, așa cum se amintea, una fizică, una cu materia, ci este o luptă spirituală. Avem nevoie de instrumente spirituale, de arme spirituale, de strategii spirituale. Atât de important, dragii mei, de multe ori noi desconsiderăm sfaturile celor care ne-au sfătuit, ne-au dat învățătură. Pe părinții a spus, ok, nu știți voi, nu ne înțelegeți, voi trăiți în alte vremuri, noi au fost alte vremuri atunci, alte vremuri acum.
Poate în această seară îți fac o provocare. Să te gândești la toate sfaturile părinților, poate care acum nu mai sunt aici cu tine în Franța, poate sunt în România undeva, dar te rog la sfaturile acele care ți le-au dat atunci, dă viața astăzi și gândește-te că ei ți-au spus, draga mea, o să mergi departe de casă, ai grijă cu cine ești. Dragul meu, ai grijă la mărturia ta, ai grijă la exemplu care îl dai altora, ai grijă la felul în care trăiești viața în Occident, vei fi departe de noi, vei fi departe de casă. Noi vom rămâne aici acasă în satul ăsta și ne vom ruga pentru tine, dar tu du-ți lupta acolo în străinătate. Dacă te mai urmăresc gândurile astea, dă-le viață în seara aceasta, lasă-le să aibă putere în viața ta. Nu desconsidera pe bătrânii aceia care s-au rugat și te dau sfaturi, nu toate au fost cele mai bune. Dar inima lor a fost întotdeauna doritoare, au dorit ce mai bun pentru tine. Dacă cineva ți-a dorit ceva bun în viață, în primul rând au fost părinții, apoi biserica. Poate chiar dacă ai ajuns să desconsideri că nu știu eu mare lucru, că nu le înțeleg ei ca tine, că ei sunt un sat în România, tu ești într-o capitală europeană și poate am desconsiderat în seara aceasta, te rog, lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să învieze aceste, să dea viață acestor gânduri în inima ta, pentru că ele sunt acolo în subconștient. Sunt convins că din când în când îți mai dau impulsuri, aceste sfaturi, aceste gânduri care au venit din partea părinților tăi și probabil ți le-au dat la îmbrățișare plecând de acasă. Nu desconsidera asta, nu urâm mustrarea. Acesta este un semn când cineva desconsideră mustrarea, ba o refuză, o reject, o respinge. Nu e un semn bun, acolo nu e maturitate în atitudinea aceea. Accept dacă cineva spune că ai călcat, chiar dacă atitudinea celui care îți spune s-ar putea să nu fie cea mai bună. Tu fii înțelept, ia partea aceea bună care te poate ridica și du-te mai departe. Întotdeauna un tânăr cu mărturie, întotdeauna va fi interesat să crească, întotdeauna va accepta ce spun alții, întotdeauna va fi interesat, ascultați cum puteți diferea, cum puteți scoate în evidență, vedea un tânăr care are o mărturie bună. Întotdeauna într-un grup de tineri, tânărul acesta va fi interesat să crească. El nu se va uita cu desconsiderare la alții. El, domnule, are teologie, el are școală, el are facultate în Franța. El nu se uită de sus la ceilalți. El și dacă e bun la un domeniu despre care se discută, el va tăcea în sinea lui și va asculta și pe alții. Știți că atunci când vorbești, nu te poți ridica deasupra nivelului tău. Tu voi vorbești numai din nivelul tău. Când asculți, sunt șanse mari și asta este partea frumoasă, că poți de la oricine învăța, poate așa nu sau așa da, dar de la oricine poți învăța. Și un tânăr care este doritor să crească, întotdeauna va asculta, va vorbi mai mult, nu va încerca să iasă în evidență, să impresioneze cu ceva, va sta, va asculta, va spune, Doamne, ce vrei să învăț de aici? Ce pot învăța de la discuția asta? Ce pot învăța de la... Și de multe ori Dumnezeu va folosi orice ocazie să-ți vorbească. Tu să fii atent. Poate vine câte un predicator, că ai tu așa, ăsta e un diacon bătrân care nu știe ce vorbește. Când depinde, mi-am dat seama de multe ori că setea cu care vii contează, nu cel care predică. De multe ori contează setea cu care vii tu de acasă, nu cu cât se pregătește predicatorul de aici. Că asta face diferență. Tu când vei veni însetat să-ți vorbească Dumnezeu, vei absorbi cuvintele de pe gura predicatorului, că le vei lua din partea lui Dumnezeu pentru tine. Când e sătul, vii plin de informații, abia reziști și dai așa, să meargă, următoarea cântare, următoarea predică, să meargă. Când nu reziști, nu te poți concentra mai mult de câteva minute, vrei reclamă, vrei iară să deviezi, deschizi alți Windows și tot așa, ca să ții mintea împărțită într-o sută de părți. Contează de tine, nu atât de mult cine predică și cine conduce slujba sau cine slujește aici pe scenă. Este foarte important să-ți dorești în fiecare situație, dragul meu, ascultă-mă un sfat, în fiecare zi asigură-te că te culci mai bogat decât seara trecută. Ce înseamnă asta? Bogat în experiență cu Dumnezeu. Nu contează cât ai suferit în ziua aceea, cât de greu a fost. Dacă tu mergi în seara aceea la culcare și spui, Doamne, a fost o zi grea, o zi oribilă,
Dar dacă la finalul zilei m-am putut să mă apropii de Dumnezeu, să-L cunosc mai intim, mai personal pe Dumnezeu, ziua aceea a fost o mare binecuvântare. Încearcă în fiecare zi să te culci mai bogat mergi la culcare, cu o experiență, cu o învățătură, cu o profundare în voia și în cuvântul lui Dumnezeu. Fii preocupat de asta, trezește-te de dimineață cu gândul acesta. Doamne, nu știu ce-mi vei pregăti astăzi, îți dau foaia și semnez la final. Trece-mă prin ce vrei tu astăzi, eu semnez voia ta. Nu da tu foaia lui Dumnezeu semnată, Doamne, ești de acord cu planurile mele. Doamne, du-mă prin ce vei astăzi. Nu spun, nu-ți dictez eu ție, dar vreau la sfârșitul zilei să te cunosc mai mult, să fiu mai aproape de tine. Și asta spune foarte frumos aici. Cum își va ținea tânărul o cărare care tânărul acesta înțelege că curăția e mai importantă? Nu, Doamne, cum pot să-mi păstrez o cărare sănătoasă? Una bogat, una prosperă. Tânărul acesta este interesat de curăție. Imaginează-ți că Dumnezeu spune, cerem ce vrei. Păi, Doamne, dăm sănătate, dăm bogăție, dăm perspectivă, Doamne, dăm oportunități. Și eu spune, e mai important pentru mine să-mi dai o cărare curată. Omul acesta înțelege că cel mai prețios lucru care îl poți avea în Franța este să ai o inimă curată, o cale curată, mai importantă decât toată bogăția Occidentului. Și cei care se luptă în greutatea unui poveri pe sufletul lor, înțeleg de ceea ce spun. David, care era cel mai bogat om din vremea lui, își putea dori absolut orice. A spus că fericirea constă în a avea păcatele iertate, a avea povara de pe suflet luată. Asta e cel mai important lucru. Să simți că povara asta de pe sufletul e luată, că ești liber, că plutești, că ești iertat, că ești eliberat și că nu ai nicio o problemă în relația ta cu Dumnezeu. Cel mai important lucru, spunea tânărul acesta, Doamne, asta vreau. După aceea ai sănătate, prosperitate și toate oportunitățile, dar în primul rând pun accentul pe, și mă interesează lucrul acesta, vreau să am o inimă curată, pentru că voi știți, oricât te-ar distra și câtă distracție și amuzament ai avea cu prietenii tăi, și toată ziua ești într-o veselie și în alta. Când mergi acasă și stângi lumina și pui capul pe pernă, atunci ești numai tu cu tine și cu golul imens din inima ta. De aceea prețuiți, investiți în lucrurile care rămân și când sunteți singuri. Atât de important să fii preocupat de lucrurile acestea importante și în cazul nostru o mărturie curată. 2. Cum poți să împăstrezi asta? Versetul 9, partea a doua. Cum își va ținea? Aici noi avem o problemă cu a ne ține de ceva. Asta e a doua condiție. O viață disciplinată. Tinerii nu vor să audă de cuvântul acesta disciplină. I hate it, spune tânărul. Îl urăsc, nu vreau să aud de el. La tine nu le place să se țină de ceva. Ei vor o mărturie de eveniment. Noi vrem să fim mărturie la conferința asta. Noi vrem să fim o mărturie duminică. Vrem să fim o mărturie la tabăra asta, la conferință. Noi vrem așa mărturie in and out. Aici spune să te ții de o cărare. O cărare nu înseamnă evenimente. O cărare nu înseamnă din când în când. Nu înseamnă part-time, nu înseamnă temporar, nu înseamnă din când în când. A te ține înseamnă a sta pe calea aia. Și la asta nu le place la tineri. Că la tinerețea, la vârsta asta, nu puneți accent pe detaliile mici, că nu le considerați importante. Deși Maica Tereza spunea că trebuie să fii credincios în lucrurile mici, că n-a ales constă puterea. Dacă îi spui la un tânăr, aranjează-ți încălțăminte la intrare. Fă-ți patul. Pe el îi irită să-i spui că astea sunt lucruri importante în viață. Dar nu ne place să ne ținem ceva constant. Dom'le, faci asta. Noi am avut o discuție cu câțiva adolescenți în biserică legat de implicare. Avem foarte mulți tineri și adolescenți implicați în media și în alte proiecte din biserică. Și problema era că îți fac orice, dar nu ne da ceva constant în fiecare zi de durată. Dă-ne un proiect, frate Vale,
Rupem tot, facem, scoatem, va fi the best. Dacă ne dai în fiecare zi, asta e greu. Să te ții în fiecare zi, să faci în fiecare zi ceva, o disciplină aceasta care... Noi neglijăm lucrurile acestea mici și nu le dăm valoare, deși acestea de multe ori fac diferența în viață. Lucrurile mici. Era un clip foarte renumit pe internet, un general de armată spunea cum poți să impactezi lumea. Și ce sfat i-a spus? Primul, dimineața fă spatul. Dimineața fă spatul, vrei să schimbi lumea. Dimineața începe și fă spatul. Un păstor, citeam despre el, am învățat o lecție de la dentist. Îl întreba dentistul, tu te speli pe dinți? Da, ce regulat, de fiecare dată. Da, folosești ața dentară? S-a uitat așa la el, nu, asta e ca și cum demodat. Nu, ai nevoie să folosești ața dentară. Și îi spunea el cum l-a convins medicul acesta dentist să folosească ața dentară. Apropo, voi folosiți ața dentară? Închideți gura când râdeți. Ață dentară. Mai nou acum se folosește jeturile acelea cu apă, da? Și zice, povestea el, medicul acesta mi-a spus, domnule, deciziile care le luați astăzi vă va influența viitorul. Deciziile, alegerea care o faceți astăzi va determina cum vei spune povestea de mâine. Și el stă așa, ca și cum, ce filozofie, spune mai concret. Și spune, domnul păstor, e foarte important, dacă vreți povestea ta, povestea la copii și la nepoții tăi, să spui cu doi dinți sau cu toată dentura. Cum vrei să le spui poveștile la, mă iertați, cum să vrei să spui poveștile la nepoții tăi? Vrei să râzi cu toată gura lor, gura ta, să le spui, uite, povestea? Sau o să spui așa, printre doi dinți? Pentru că deciziile de astăzi, care tu le iei acum, te va influența cum spui povestea ta în viitor. Și-a spus, de ce, discuția cu el m-a determinat să mă țin de disciplina aceasta în fiecare zi, zice, folosesc ața dentară. Voi realizați că deciziile acestea mici care le luați astăzi, disciplina aceasta care poate o desconsideri, îți poate afecta felul în care tu vei povesti despre viața ta, despre lucrările lui Dumnezeu în viața ta, generația care vin după tine. Vor avea legătură cu deciziile care le iei astăzi. De aceea e important să dai greutate la fiecare decizie. M-am bucurat de băiatul nostru mijlociu, că a prins o carte bună, în engleză se numește Atomic Habits, cum să îți impui obiceiurile acelea mici. Așa ajunge disciplinat în care dacă îi spun să facă ceva, tate, nu e în programul meu de astăzi. E foarte disciplinat și îmi dau seama cât de important e să ai o disciplină aceasta în viață, pentru că numai oamenii disciplinați reușesc în viață. Nu există reușită în viață accidentală, foarte rar se întâmplă asta. De obicei, oamenii ajung să aibă realizări în viață, pentru că și-au disciplinat, în primul rând, viața lor. În viață, 25% are de-a face cum ne raportăm față de cei superiori nouă, 25% are de-a face cum ne raportăm cei sub noi și 50% are de-a face cum ne raportăm la noi. Cel mai important lucru în viață e cum ne raportăm la noi. Ce așteptări avem de la noi. Câtă disciplină avem în noi. Este foarte important, deși tinerii desconsideră lucrul acesta. Fii disciplinat cu timpul tău, cu disciplinile acestea spirituale din viața ta. Dragii mei, mâine la altă, mulți dintre voi veți fi soți, soții, preoți în casă. Dragii mei, după nuntă veți avea aceeași gândire care aveți poate astăzi. Am spus asta mulți la consiliere, căsătoria nu-i naștere din nou. O să treacă nunta aia cu tot stresul, oboseala,
și te trezești cu aceeași gândire, cu acea disciplină care o ai astăzi. Nu-i târziu, nu-i nici de vreme, acum să iei decizii de a schimba radical stilul tău de gândire, discipline din viața ta, fii un om disciplinat. Ține-te de ce faci, ține-te! Nimeni nu te va lua la muncă dacă ești un om care nu ai stabilitate, nu ai credincioșie în ceea ce faci. Nimeni nu te va implica în slujire dacă ești oscilant, instabil. Acum te superi, acum nu te superi, acum ești in, acum ești out. Fii disciplinat, ține-te, ține-te! Ai început pe calea asta a slujirii, oricât ar fi de greu, ține-te de ea. Ăsta e prețul, nu există om să reziste și să nu treacă prin încercări, provocări, dar mai bine durerea asta a slujirii decât durerea regretului că nu sunt în slujire sau că am renunțat. Nu evita durerea, nu fugi de durere, nu, și acum azi e o slăbiciune a generației noi, fuge de lucrurile incomode, nu fugiți de ele, confruntați-le, rămâneți în ele, astea vă cresc, nu puteți crește în confort. Ca să poți crește, trebuie să scapi de confort. Nimeni nu a crescut în confort. De aceea nu desconsiderați inclusiv turbulențele în viață, care aduc ceva bun și anume o creștere în viața voastră. Trei, o altă condiție pentru a rămâne în mărturie bună, spune versetul tot nouă, următoarele cuvinte, având reper cuvântul lui Dumnezeu, să ne îndreptăm după ceva. Aici tânărul acesta acceptă că are nevoie mereu de îndreptare, ajustare. Nu știu dacă știți, navele acelea care ajung în spațiu, mai ales pe alte planete, au de mii de ori ajustări, ajustări. Și de multe ori aterizează pe cealaltă planetă la distanță relativ mică. Așa imensă distanță, cu așa mare precizie. Pentru că de o mie de ori există ajustare, 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 tot timpul există un reper la care se ajustează direcția. E atât de important să vă ghidați după ceva. Dacă vă întreb în viață, de ce a luat decizia asta? De ce a luat decizia asta? De ce faceți asta? De ce faceți asta? Știți să răspundeți la întrebarea asta? Ce stă la baza deciziilor voastre? Ce mai mulți dintre voi, nu vă supărați pe mine că spun, stau la bază emoțiile. Pentru voi foarte mult contează emoțional, sentimental la vârsta aceasta. De ce ai făcut asta? Așa am simțit. Așa am crezut că trebuie să fac. Așa m-a dus gândul, sentimentele și ne conducem viața după sentimente, ceea ce înseamnă așa, up and down, ca frunza pe ape. Dragii mei, eu cred că dacă nu vom avea reper cuvântul lui Dumnezeu, nu vom rezista. Vom avea inteligența artificială, dar nu una spirituală care să ne ajute. Vom avea multe informații, dar nu ajutor concret. Cuvântul lui Dumnezeu este sursa care te ajută să rămâi echilibrat în aceste vremuri atât de confuze, în care nu mai știi ce să crezi. Mi-am dat seama după întrebările care se spun că vă confruntați cu atâtea întrebări și e normal să fie așa. Vă apreciez, aveți un context foarte favorabil. Nouă ne era frică să punem întrebări. Era cumva așa, dacă citea păstorul întrebările astea, se pierdea. Vai, tineretul nostru, ce întrebări, nu-i normal să le... Și sunteți binecuvântați de Dumnezeu să le puteți spune și cineva să vă răspundă. Mă imaginez câte greu provocări aveți în mintea voastră, câte bătălii. Și spuneam și cu frații și vorbeam, sunteți eroi, nu cred că a fost vreo generație mai bombardată, mai provocată, cu așa multe încercări, cum le aveți voi. N-ați avut parte de persecuție, poate ca bunicii noștri, dar aveți așa mari provocări. Nu vă judecăm. Probabil dacă ne-am fi născut noi în această eră digitală, cu telefonul în mână, nu am fi fost cu nimic mai bun ca voi. Poate erau mai legați în asta și ați ajuns în... Noi aveam, poate n-am avut televizor neapărat în casă, dar mergeam la o mătușă, la un vecin și îl avea o supravegherie lipit acolo pe o masă. De fapt, un televizor ăsta alb negru cu lămpi care mergea mai mult prin pumn și bătaie. Și... L-aveau acolo, vorbea și le amintea la fras, mă ceream duminică între programe, că era 15 minute de cascadori rusului. Râdeam 15 minute pe săptămână. Puteam vedea și o fază în care să mă râd, dacă puteam, nu? Atâta se rezuma. Acum voi aveți televizoarele astea în palmă. Telefoanele sunt astăzi o extensie a mâinii voastre. E parte din mână.
Dom'le, dacă nu aveți instinctul ăsta, nu se poate să te câteva minute să nu verifici dacă l-ai lângă tine. E parte din noi deja. E parte din noi. Suntem dependenți, suntem legați, suntem conectați. Cea mai mare tragedie e să nu ai semnal astăzi. Dacă se găta bateria, e cel mai, e cel mai tragic moment când se termine bateria. E ceva ce nu poți imagina. E ceva ce nu se poate să termine bateria. Hai că dacă nu ai semnal, te mai învârți, schimb locul. Dacă nu ai baterie, poți să te învârți. Și erau, înțeleg vremea în care trăiți. Înțelegem câtă bombardare este asupra minții voastre. Dar vă spun secretul, avem ceva ce ne poate ajuta să rămânem curați. Avem cuvântul lui Dumnezeu, care nu se schimbă, nu oscilează, întotdeauna va fi acolo, întotdeauna există soluții din partea lui Dumnezeu pentru fiecare problema ta. Cuvântul lui Dumnezeu nu este demodat, va rămâne actual pentru fiecare vreme. În cuvântul lui Dumnezeu ne învață cum să ne administrăm inclusiv finanțele, relațiile. Vorbeam despre relații toxice în biserica noastră și l-am văzut pe Domnul Iisus cum i-a abordat pe oamenii care vineau cu tot felul de intenții rele la ei. Avem în cuvântul lui Dumnezeu soluție pentru fiecare provocare din viața noastră. Dar va trebui să fim interesați de El. Cum vom putea cunoaște promisiunile lui Dumnezeu dacă nu citim cuvântul lui Dumnezeu? Să-mi spuneți voi cum. Va trebui să avem cuvântul lui Dumnezeu care per, să fim preocupați de El. Și foarte greu să citim astăzi cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu putem, e ceva ce... Știți când a primit cineva o carte, un tânăr care o zice, cum merge asta? Că nu se schimbă. Trebuie să stai acolo, să te închizi numai pe tine cu o carte într-o cameră, fără niciun device. Noi nu ne mai putem concentra. Cine rezistă să citească două pagini fără să se oprească? Trebuie să iau o pauză. Nu mai am aer. Trebuie să iau o pauză. Trebuie să mă uit. Poate am primit un e-mail. Deși nu, eu sunt un om de afaceri. Dar poate am primit un e-mail. Poate cineva mă contactează. Poate cineva are nevoie de mine. Și suntem atât de împărțiți cu mintea. Nu vă uitați la computerele voastre. Avem vreo 10 Windows-uri deschise. Vorbim cu părinții în România, vorbim cu o mătușă din Italia, vorbim cu un prieten din Irlanda, vorbim cu alții și cu toți reușim să vorbim. Suntem cu mintea atât de împărțite, foarte greu să stăm focusați pe ceva anume. De aceea există acest har care l-au copilul lui Dumnezeu, să aibă cuvântul lui Dumnezeu. Spune în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, este acolo un cuvânt foarte inspirat din partea lui Dumnezeu. Zice așa, 2 Timotei 3 cu 16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Ascultați-mă că e ceva important. Multe lucruri sunt îngăduite astăzi, dar nu de folos. Scriptura este de mare folos. De ce? Să facă 4 lucruri. Care sunt alea? Primul. Spuneți voi. Așa, bravo. 2. Bravo, 3, să îndrepte, să dea înțelepciune. Și acum imaginați-vă că sunteți pe calea asta despre care vorbim astăzi. Spune în primul rând să dea, să învețe calea pe care trebuie să urmezi. 2, să te mustre când deviezi de la ea. 3, să te îndrepte, să-ți arate cum să revii la ea. Și 4, să-ți dea înțelepciune cum să rămâi în ea. Nu e așa că e amazing, că e grozav cuvântul lui Dumnezeu? Când ești pe cale, să știi care că atâtea căi sunt astăzi. Spune că Scriptura te învață pe care să mergi. Când te mai pierzi, te mustră și zice, o iei înapoi. Doamne, dar cum să mă întorc? Spune că să îndrepte, tot e cuvântul lui Dumnezeu, îți arată cum să o iei înapoi, să te îndrepți, cum să recuperezi, cum să te întorci, cum să te încadrezi din nou pe linie și apoi îți dă înțelepciune cum să rămâi pe calea aceasta. De aceea avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Cartea asta nu e pentru că ne-au terorizat bunicii noștri, ne puneau să citim. Deci pe mine m-a marcat chestia asta, când părintele a pus să citească, îl pedepsea citim Psalmul 19. Da, acum citesc tot capitolul. Așa străbă. Dacă mai vii târziu acasă, mai citesc o dată. Și, ok, așa au înțeles ei. Dar în fond există acolo o învățătură în fiecare cuvânt. Numai noi citeam așa, spunea persoana asta, mă uitam la tata dacă dorme, mai citeam, mai săream câteva versete ca să ajung la final. Acum realizez că este o bogăție în acest verset și
există sfat pentru fiecare situație din viața noastră. Ok, al patrulea lucru. Cum să rămânem pe calea aceasta curată, căutând din toată inima pe Dumnezeu, versetul 4. Te caut din toată inima mea. Asta este o problemă a generației noastre, o credință superficială, care va rezista numai în vremuri bune. Dacă noi avem Scripturile cu noi, numai la biserică, dacă vom avea Scripturile numai la conferință cu noi, dacă o vom lua duminică, o punem pe bancheta mașinii și o luăm de acolo duminica următoare, nu avem șansă să rezistăm. Bătălia e așa de cruntă, că dacă nu te legi, nu te ancorezi de Cuvântul lui Dumnezeu, n-ai să reziști. Eu știu că e greu. Știu că așa cum se punea într-o întrebare, cum să citesc să nu adorm? E foarte greu, pentru că firea nu te ajută, nu ai suport din partea firii. Și întotdeauna când vei face lucruri împotriva firii, îți va fi mai greu. Dacă te vei uita la un film noaptea, la ceva ce îți place sau ceva la ora 12 noaptea, ai să rămâi focusat, atent, până la 1:30 când se termină. Când citești un verset, zici că ai luat din astea anestezice. Ești gata, a dormit pe marginea patului și întrebarea este cum să fac. Dragii mei, nu știu dacă există soluții, cum să stai în picioare, plimbă-te în timp ce te rogi sau citești, fă ceva ca să nu-i placă firii. Dar partea bună că ai înțeles lupta aceasta. Te apreciez că te lupți cu asta. Te apreciez, te felicit că ai ajuns în lupta asta să te lupți cu somnul, să te lupți cu ceva, ești pe o cale bună. Continuă așa, că nu este o cheie care să zice, elimină lupta asta, ai scăpat pentru totdeauna, o să citești acum lejer tot timpul. Vei vedea, asta este partea frumoasă, că nu-i ca și în aspectul fizic. În aspectul, să zic, fizic, cu cât mănânci, cu atât te simți mai sătul, nu-i așa? Mâncare, da? Când mănânci de aici, cu cât mănânci, cu atât te simți mai flământ. Asta e partea interesantă a Scripturii. Cu cât mănânci din ea, mai mult, mai foame. Asta începe să citești și îți va veni apetitul pentru asta. Vei descoperi în timp ce te citești că este drag de ea, că descoperi valori, că îți dă mai mult decât îți poate da Facebook-ul și Instagram-ul. Va trebui să ne luptăm până la sânge împotriva păcatului și pentru asta va trebui să ne înarmăm cu Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că este interesant, nu poți avea două gânduri în minte în același timp. Nu poți avea descurajarea diavolului, minciunea diavolului și să ai promisiunea lui Dumnezeu în același timp în mintea ta. Una dintre ele va trebui să cedeze, una va trebui să fugă, una va trebui să plece. De aceea, înarmează-te cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu promisiunea lui Dumnezeu și citește cuvântul, strâng cuvântul tău în inima mea. În vremuri bune, cel mai potrivit moment acum la conferință. Nu frate, sunt la spital, veniți până la mine, citiți-mi ceva din Scriptură. Am ajuns înainte de pandemie în spital într-o perioadă foarte grea și vreau să mulțumesc cu ocazia asta că unii v-ați rugat pentru mine. În momentul acela mi-am dus cu mine știind că voi fi internat, mi-am luat Biblie, mi-am luat cărți. Nu zic, în sfârșit, telefonul nu mai sună, stau liniștit, stau cu mâna în perfuzie și cu cealaltă citesc. Nu, frații mei, la câte perfuzie am luat, nu am putut să mă concentrez la un verset să-l citesc lucid. Este un moment potrivit pentru a aduna Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo în spital am fost cu ce am citit. Acolo Duhul Sfânt mi-a adus aminte, dar nu mi-a adus aminte cine am citit. Este o vreme bună de a citi. La vârsta voastră am citit cele mai multe cărți. La vârsta voastră. Oricât m-aș chinui acum, nu mai am oportunitățile care le-am avut la vârsta voastră. Profitați de momentul acesta, e cel mai bun timp. Întreceți-vă în fiecare cât mai citiți din Cuvântul lui Dumnezeu și cât mult reușiți să citiți cărți bune. Este cea mai potrivită perioadă în care să citiți. Mâine te căsătorești, gata, nu mai poți. Adică nu o să mai poți avea timp atât de mult. Vor veni copii, vor veni provocări, nu vei mai putea. E cea mai bună perioadă să nu-ți pierzi timpul acesta așa de prețios la vârsta asta. De aceea e important să-L cauți pe Dumnezeu din toată inima. Dumnezeu îți dă o inimă întreagă și tu îi dai lucruri Lui făcute cu jumătate de inimă. Ce tragedie! Dumnezeu să pună pasiune în tine și tu să faci lucrurile așa cum zice românul de mântuială. Păi dacă faci ceva, fă ca pentru Domnul. Știi ce înseamnă asta? Cu toată pasiunea. Fă excelent. Nu merge la Dumnezeu așa. Nu merge. Dumnezeu merită excelență. Dumnezeu merită the best. Dumnezeu merită nota 10.
când am scris președintului o scrisoare în Irlanda, din partea bisericii noastre, am primit înapoi o scrisoare de răspuns de apreciere din partea cancelariei, sau cum să zic, secretariatului celei mai înalte instituții din Irlanda. Știi cum arăta foaia aceea? Impecabilă! Sigla era aurită, parcă era din aur. Fiecare cuvânt, fiecare punctuație, bine gândită, aranjată, pentru că reprezenta cea mai înaltă instituție a statului. Uitați-vă la noi. Eu nu știu, câteodată mă întreb ce reprezentăm după felul în care slujim, felul în care lucrăm. Păi la noi aici trebuie să fie cele mai lucrurile de cea mai bună calitate înaintea lui Dumnezeu. Sunteți de acord cu mine? Că tot ce facem, facem pentru Domnul. Dacă e pentru El, fac totul cu toată inima, cu toată pasiunea. Dumnezeu se uită la credincioșia ta. Dumnezeu va răsplăti proporția, nu neapărat porția, cât ai făcut tu de mult. Fii credincios, dacă cineva te-a pus la ușă, să razem ușa aia și soția acolo, să saluți oamenii, păi fă-o din toată inima. Frate, dar eu să aici numai ca să nu scârțe ușa. Fă, stai acolo din toată. Când vin oameni, fă așa un zâmbet din acela mare până la ureche. Ia-i în brațe, strânge-i, bucură-te, mulțumește Domnului că ești acolo. Știți că au fost persoane care au spus că apreciază la mire și au zis, nu, că predicile, slujirea, sacrificiu. O zis, frate, transmite așa o stare de pace. Îmi zâmbești, nu mă cunoști, poate și tu ai probleme. Dar când ne întâlnim, îmi zâmbești. O, cât de mult contează asta? Să faci, să se vadă că în tine există o viață din Dumnezeu. Noi nu ducem o viață din aia, na, să mai treacă o zi. Hai să mai supraviețuim o zi. Oh, să vedem dacă o terminăm și ziua de astăzi. Să mai ducem slujirea asta. Nu, nu, trebuie să... Nu. Eu îmi place să cred că nu nimeni forța să slujească. Nimeni nu-i impus. Facem cu pasiune și atunci toate trebuie să fie făcute din toată inima. Așa faceți, că este niciodată nu veți avea energia care o aveți acum. Niciodată nu veți avea potențialul care l-aveți acum. Folosiți-l pentru Dumnezeu. Aveți plămâni, cântați din toată inima. Aveți resurse, folosiți-le pentru Dumnezeu. Consumați-vă pentru Dumnezeu. Nimic nu-i mai împlinitor decât să mergi acasă, să-ți arunci costumul pe pat. Unul vine să te arunci așa îmbrăcat de duminică în pat. Dar să știi că astăzi te-ai consumat pentru alții. Nu vă împlinește viața care o trăiți pentru voi. Nu e nicio satisfacție în a trăi numai pentru tine. Să primești tu har, har, har. Nu ăsta e scopul nostru în viață. Dumnezeu să-și primească gloria în urma noastră. Cei care vin după noi să spună, asta a fost omul lui Dumnezeu, tânărul lui Dumnezeu, mărturie din partea lui Dumnezeu. Asta trebuie să vadă oamenii în jurul nostru. Pe unde merg eu, pe unde am lucrat noi. Să vadă că acolo a lucrat un pocăit de la Philadelphia. Să se vadă în felul în care facem totul ca pentru Domnul. Noi nu luăm banii de la francez. Noi suntem angajați direct de Dumnezeu. Când gândești așa, vezi locul tău de muncă o închinare, ci mă duc la închinare. Noi deci mergem la muncă și în pauză ascult o muzică și mă închin 20 de minute. Nu. E o doctrină greșită. Închinare de când m-am trezit. Și până când m-am întors înapoi și m-am întors cu sănătate și cu viață în partea lui Dumnezeu, m-am închinat o zi întreagă. Am făcut din volanul acela un amvon. Am făcut din slujirea care, din bucătăria aia, un loc în care am predicat. Asta înseamnă închinare, ca un mod de viață. Și tot ce facem, să facem din toată inima. Dumnezeu, vă spun ceva, își atribuie dreptul să primească numai închinarea, slujirea, care e făcută cu pasiune. Își asumă, are dreptul Dumnezeu, la cât a făcut pentru noi, să ne ceară ca ce facem noi pentru El să fie făcut din toată inima. Are dreptul să ne ceară asta, că El a dat totul pentru noi. Spuneți undeva în Scriptură unde vedeți că Dumnezeu ar fi făcut ceva cu impunere, cu greu, cu alian, cum zicem noi, cu jumătate de inimă. Nu. Așteaptă Dumnezeu la cât a făcut să facem și noi din toată inima. Având un anturaj spiritual, versetul 63, zice, și m-am uitat intenționat dacă găsesc ceva asemănător în versetul acesta, în pasajul acesta, și zice așa, sunt prieten cu toți cei ce se tem de tine. Sunt prieten cu cei care te cunosc pe tine, care se tem de tine. Am și alți prieteni, dar sunt cei mai apropiați cu cei care avem valori comune, valori spirituale.
prieteni care au dreptul să mă responsabilizez. Tu ai dat cuiva dreptul acesta? Poate la slujitor e mai greu, liderul tineret poate e mai greu. Ai tu un prieten care i-a dat libertatea, spune, auzi, în fiecare săptămână, sau dacă vrei o dată pe lună, întreabă-mă cum stau cu pornografia. Îți dau dreptul ăsta să pui această întrebare incomodă. Cum stai cu pornografia? Ai dreptul să mă întreb dacă m-am uitat și mi-am mânjit ochii săptămâna asta. Ai dreptul să mă întrebi asta. Ai dreptul să mă întreb, să intri în viața mea mai intimă și să mă întreb lucrurile acestea. Am citit inclusiv despre Billy Graham, mari oameni lui Dumnezeu. Atunci comunicau prin scrisori. Și întrebau, erau câteva întrebări foarte directe legate de câteva activități, domenii din viața ta. Cum ești la asta? Cum ești la asta? Cum ești la asta? Cum ești la asta? Voi aveți oameni care dați libertatea asta să vă întrebe cineva, să observe cineva ceva la voi sau când se audă ceva despre tine, bum, în biserică, nimeni n-a știut înainte nimic. Ai un anturaj din acesta care să te țină aproape și vă spun aici un lucru foarte important. Implicați-vă în slujire. Slujirea de obicei vă responsabilizează. Veți fi înconjurați de alți oameni. Veți avea un lider de departament care va fi un pic cu ochii pe voi. Permiteți-i să vă întrebe de ce nu ați venit la biserică, de ce întârziați, de ce ești așa posomorât, de ce nu mai ai pasiune în ceea ce faci, de ce asta? E foarte greu, de exemplu, de aceea cred în responsabilizarea slujirii. E foarte greu când știi că mâine dimineață slujești. Seara asta să zici, domnule, nu mă țin cum trăiesc, mă duc, fac, mă scald în mizerie, că mâine dimineață slujești. Nu, nu, gândul acesta te va responsabiliza. Foarte important să vă implicați într-o slujire și să stați într-un mediu care vă ține responsabil. Fă-ți prieteni din aceștia care să te poată ridica. Am văzut o situație, mi se pare ciudată, mulți tineri caută suport la alți tineri mai slabi decât ei spiritual. Și împărtășesc cu celălalt, uite, mă confrunt cu asta. Oh, și eu mă confrunt cu asta. Ah, ce fain că ne-am întâlnit doi care ne confruntăm cu aceeași problemă. Nu, nu, caută pe cineva care e mai sus spiritual și te ridică din problema asta. Deschide-te, face de o soră din biserică, face de un slujitor din biserică dacă vrei. Dar stai de vorbă cu cineva. Nu ținea lucrul acela numai pentru tine, că nu te va ajuta, te va distruge dacă nu vorbești cu nimeni. Foarte important să ne anturați spiritual. Și vreau să închei, dragii mei. A trecut și conferința asta. Aproape. Dar n-aș vrea, cu siguranță, ai să uiți 75% din ce am spus în astea trei sesiuni. Dar vreau să rămâi cu ceva ce ar putea să schimbe viața ta de azi încolo. Cred că, indiferent cât de multe greșeli ai făcut până acum, dacă iei o decizie înțeleaptă, poți fi ca tâlharul acela care probabil toate deciziile în viață, toate alegerile au fost proaste. Ales să fure, ales să umble hai-hui, ales să trăiască într-un anturaj greșit. Multe decizii a luat omul acesta, majoritatea greșite. Dar a luat la final una singură bună. Una singură le-a putut anula pe toate celelalte. Ne rugăm în această seară ca Duhul Sfânt să ne dea puterea de a fi martor. Ca asta de aici derivă cuvântul mărturie, de la martor. Martor înseamnă mai profund în original martir. Duhul Sfânt e singurul care ne poate ajuta să ajungem inclusiv la martiraj dacă trebuie pentru mărturia și pentru credința noastră. Și eu știu că Pentecostalul a primit Duhul Sfânt nu doar ca să vorbească în limbi, l-au primit, spune Fapte 1 cu 8, în primul rând veți primi o putere cu motivul ca să fiți martori. Ca să fiți martori. Să spuneți tot ce ați văzut la alții, să faceți ce ați văzut la mine, să faceți și voi. Dacă m-ați văzut pe mine când fac un lucru, să-l reproduceți și voi, să mă imitați. Să faceți ce ați văzut la mine, spunea Domnul Iisus. Eu vă dau Duhul Sfânt, dar nu vi-l dau așa să vă lăudați voi, că voi aveți Duhul Sfânt. Eu vi-l dau cu un scop, să fiți martori. Vreau să vă folosesc, vreau să mă folosesc de voi ca să impactez, cum a spus pe vremea apostolilor, zice, voi ați răsturnat orașul acesta, l-ați răsturnat, ne-ați dat peste cap cu toate, voi ați impactat orașul acesta. Eu de-aia v-am dat Duhul Sfânt, ca să îl folosiți pentru mine.
Și cred că Duhul Sfânt poate să ne dea puterea asta, să avem curajul care l-a avut Petru, în fața oamenilor care ne-a lepădat. Și poate o întrebare ar fi, cred că era pus aici, cum poți să-mi recâștig încrederea, dacă, sau mărturia, dacă ți-ai pierdut în fața colegilor tăi, du-te și spune, ok, iartă-mă, trebuia să fiu un exemplu, trebuia să fiu un exemplu pentru voi. Eu am alte valori, îmi cer iertare că v-am dezamăgit și mai mult l-am dezamăgit pe Dumnezeu și n-am fost un pildă bună pentru voi. Îmi cer iertare, de azi încolo nu mai beau. De azi încolo nu mai fumez, nu mai iau droguri, nu mă mai la pornografie cu voi. Îmi pare rău pentru episodul ăsta în care m-ați cunoscut ca un om, ca un tânăr compromis. Nu mă reprezintă, nu vreau să mai trăiesc așa. Gata, de azi încolo o să faceți cunoștință cu un nou tânăr. Îmi cer iertare pentru felul în care mi-am trăit viața. Îmi asum greșeala, de azi încolo voi fi nou. Lasă-i pe tinerii ăștia să vadă că ți-asumi un trecut care nu te reprezintă, că nu astea sunt valorile tale, că nu așa gândești tu, că tu ești cu picioarele pe pământ, dar mintea ți-n cer. Ai valori de acolo, tu vorbești, vocabularul de sus, ai valorile de sus, da, picioarele ți-e stâncă pe pământ, dar tu, mintea ta deja e dusă dincolo. Tu ai valori de acolo, tu de acolo te inspiri, tu ai gândirea de acolo, tu așa lucrezi. Vreau să vă încurajez, oricare ar fi situația, poate te evaluați zilele acestea, oricare ar fi situația ta, să nu rămâi unde ai fost. Scopul acestei conferințe este să te scoată de unde ești, să te ducă mai departe. Nu asta e ceea ce Dumnezeu poate face maxim cu viața ta. Nu asta e maximul care Dumnezeu poate obține de la tine. Poți mai mult, este ceva mai bun decât a fost până acum. Chiar cred că ce are Dumnezeu pregătit pentru voi poate fi mai grozav, mai important, mai frumos, mai măresc decât ce a fost până acum. Mai ales că chiar dacă am fost trântit și lovit și bătut și am pierdut multe bătălii în mărturia noastră, vreau să vă spun un secret. Că și diavolul știe ce e noi. Ce a pus Dumnezeu în noi e mai tare decât ceea ce e în lume. Al doilea război mondial, când Japonia a pierdut războiul, Japonia trebuia să elibereze pe toți prinși de război, pe toți prizonerii. Dar o tabără de prizonieri din Mongolia încă a ținut pe un general american. Și Jonathan îl chema, nu știase că Japonia a pierdut și America a câștigat. Și a rămas în continuare prizonier, robul unui comandant japonez în acea tabără. Pentru că japonezul nu a vrut să îl elibereze. Pentru că i-a ținut ascuns această informație față de generalul Jonathan. Și Jonathan, fără să știe, ilegitim, ascultat de ordinele comandantului japonez. Marta americană a trimis în multe zone să-i recupereze pe soldații și generale, ofițerii americani care mai erau în viață. Și a trecut pe lângă unitatea aceasta din Mongolia și l-a văzut pe general din col de gard, era deja slăbit, era înrăzămat într-un baston. Și când soldatul acesta l-a recunoscut, s-a apropiat de gard repede și prin gard a strigat: generale, Japonia a fost înfrântă. L-a salutat generalul, i-a mulțumit și-a luat bățul și a mers așa încet până în biroul comandantului japonez și a deschis ușa încet, cu grijă, fără să strige, fără să scoată un pistol, o armă, fără să folosească muniție. I-a spus așa: comandantul meu l-a biruit pe comandantul tău. De azi, eu preiau comanda. Fără să folosească muniție, fără să folosească violență, fără agresivitate, din momentul acela, el a fost comandantul unității. Pentru că în afară undeva s-a decis biruința și a spus: comandantul meu l-a învins pe comandantul tău. De azi, eu preiau comanda. Vreau adevărul acesta să rămână în inima voastră. Comandantul nostru l-a învins pe comandantul acestei lumi. Comandantul nostru a învins pe toată oștirea diavolului și pe diavolul care l-a dezbrăcat de putere. De azi încolo reluăm noi controlul în viața noastră. Nu ne mai spune diavolul ce să facem. Nu-și mai bate joc diavolul de viața noastră. De acum încolo Dumnezeu controlează viața mea. Eu nu mai fac ce vrea diavolul. Eu nu mai fac ce vreau anturajul meu. Eu nu mai sunt robul lor. Eu nu mai stau în această închisoare. Eu nu mai sunt prins de război, eu nu mai sunt prizonerul nimănui. De azi încolo Dumnezeu m-a făcut liber pentru că a biruit în locul meu. Dacă stau să mă gândesc acum, mântuirea, cum am spus de la început, mântuirea a fost biruința lui.
dar realizez că și mărturia care eu trăiesc astăzi se datorită tot datorită Lui. Și dacă eu pot să împărtășesc astăzi mărturia împreună cu voi, dacă ne mai putem reabilita încă o dată, dacă ne mai putem ridica încă o dată, este că Dumnezeu a biruit pentru noi. Și comandantul nostru este mai tare decât comandantul lumii acesteia. Toată armata din lume și toate diavolul, toți demonii diavolului, dacă s-ar uni, nu ar putea să te biruiască. Pentru că tu ești ținut în palma Lui, de acolo nu te smulge nimeni, decât tu te poți arunca de acolo. De aceea e important această conferință să nu fie încă o conferință. Să fie un moment în care tu spui: Doamne, preia controlul și în viața. Preia Tu control. De acum, până acum am făcut ce a vrut diavolul și a putut joc de mine. Îmi spunea el, râdea el de mine. De azi încolo nu mai fac ce vrea el, ce ascult de Tine. Îmi schimb comandantul. Vreau să facem o rugăciune, pentru că cred din toată inima că Dumnezeu așteaptă din partea noastră decizia ca El să facă restul. Când s-a întors fiul risipitor, tata a făcut, a alergat și a pornit primul pas numai în momentul în care a văzut că fiul face un pas. Dacă ar fi Dumnezeu aici în persoană, mi l-aș imagina, în momentul următoare că ar sta aici, ar face o invitație pentru toți cei care vreți să veniți la El. Și știți ce, cum mi-l imaginez? Permiteți-mi exemplul acesta. Că dacă ar vedea un tânăr că vine, nu l-ar aștepta aici. Ar fugi el. Ca spune, vreau să salvez fiecare secundă, să fiu mai mult cu el. Vreau să fug eu, ca nu cumva să se răzgândească, să se întoarcă înapoi. El vrea să vadă primul pas de la tine, că l-ai făcut, și garantez că Dumnezeu ar face ce a făcut întotdeauna. A fugit spre noi. Dar primul pas nu l-a putut face în locul meu. El a fugit și poate câte conferințe te-a tot așteptat. Și mi-l agenez pe tatăl din această pildă în care îi spunea probabil soției: mai pune încă o porție de mâncare în seara asta. Mai încălzește o dată mâncarea. Poate la conferința asta o să vină. Ține becul aprins noaptea asta în cameră. Poate noaptea asta o să vină. Ok, știu că multe conferințe au fost, multe întâlniri, multe evangelizări, multe programe și n-a venit. Dar poate la conferința asta va veni. Vreți să simțim brațele lui Dumnezeu, a Tatălui, care ne înconjoară și ne ridică? Haideți să ridicăm în picioare. Și în timpul acesta ne vor ruga toți împreună. Pentru că eu sunt conștient, din moment ce am anunțat că va fi un moment de chemare pentru oricine vrea să fie ridicat, reabilitat, întărit, împuternicit. În momentul ăla am luat pacea la mulți oameni. Pentru că diavolul ar spune: lasă tu astea. Tu du singur crucea, tu știi că poți singur. Lasă că nimeni nu-i interesat de tine, nimeni nu-i interesat de luptele tale. N-au ei treabă cu tine, zici așa, tu vezi așa, că dacă cineva vine, ce o să zică ceilalți? Dacă vrei în această seară, să ne rugăm împreună cu frații slujitori care sunt aici pentru tine. Eu nu o să te întreb și nimeni care-i motivul. Vii pentru că ai nevoie în lupta aceasta în care recunoști că nu poți singur, că fără El în minutul 2 ne-am pierdut mărturia. Dacă vrei să primești forțe proaspete în această rugăciune, vine în față, ne rugăm. Mie îmi place să pun numărul la problemele altora și să ne rugăm împreună, să ne susținem în rugăciune, pentru că este foarte important decizia ta să fie bazată pe un act public. Îmi place că Iisus nu ne-a trimis scrisori din cer, așa cumva numai epistole, cumva să deducem noi că ne iubește. El toate acțiunile care le-a făcut public pentru mine. Lui nu i-a fost rușine de mine. Nu suntem așa parcă, dar să îndrăznesc să chem pe cineva, să ne rugăm. Nu, n-am nicio treabă ce decideți voi. Eu vreau să creez un cadru în care oricine vrea în această seară să primească puteri noi de a continua și a rămâne în această mărturie bună. Iar dacă ai pierdut-o, în această seară o poți câștiga. Sunteți de acord să ne rugăm împreună? Să ne susținem. Pentru mine nu contează cine va vine la rugăciune să mă rog pentru el, pentru că e important să susțin. Suntem o familie aici. Dușmanii noștri sunt afară, cruși sunt afară. Aici e familia. Haideți să ne rugăm împreună pentru asta. Și dacă vrea cineva în momentul următoare să vină aici în față și vom pune umărul, ne vor ruga și vom cere putere nouă, prezența Duhului Sfânt peste viața lui, ca să poată rămâne în picioare, să reziste și să facă față. Iar mărturia lui să impacteze. Haideți să ne rugăm împreună toți. Cu pasiune, ca pentru Domnul și din toată inima. Amin.